zvon de un alt, despre un alt divorț. Presupus divorț. Hai, lasă-mă. De câteva zile umblă vorba că interpretul de muzică populară Aurel Tămaș a divorțat de nevasta lui. Au un copil de 17 ani împreună și s-au căsătorit acum 27 de ani. Este foarte important faptul că avem primele declarații ale lui Aurel Tămaș în legătură cu presupusul divorț. Ce zice Aurel Tămaș? Bun. Dacă dumneavoastră credeți că am divorțat, e foarte bine, dar eu nu cred. Sincer, nu știu cum a apărut știrea asta. Eu apreciez cancanul de calitate, nu minciuna. Nu am divorțat, nu sunt despărțit. Viața mea privată e privată și sunt un om destul de așezat mental. Am un copil mare, nu sunt un ciuriburi să-mi ridic poalele în cap. Oricum, nu e prima dată când se scrie că eu divorțez. Au mai scris de vreo 4 ori până acum. De unii scriu că am murit, de mine că am divorțat. O să-i invit la cheful de divorț. Am spectacole, sunt extrem de ocupat, așa că nu am timp de astfel de prostii, a declarat Aurel Tămaș. Bă, omul are timp să divorțeze, ce da, mai corect. Culo încoace. Bă, oricum ar trebui să se bucure de chestia asta, că băi, măcar despre domnia sa scriu că divorțează, știi? Da. Adică săracul Marian Râlea... Nu sunt glume sau da, exact, vezi? Adică na... Cred că nu ți-ar pica tocmai bine să te uiți dimineața și să vezi niște știri de alea pe ecran. Dar vreau să știu de unde apar știrile astea, adică cineva, nu, e un... Băi, eu cred că cineva le scoate, adică cred că există undeva o pepinieră de asta de zvonuri, știi? Nu știu, ori vreun prieten bun de prin zonă care a aflat el de pe la nu știu ce alt prieten s-au certat și au zis, lasă-mă că eu fac eu ăsta. Nu știu ce să zic. Păi nu știu la Aurel Tămaș e simplu. Înțeleg că de la începutul anului e plecat într-un turneu în Statele Unite ale Americii. Probabil se va întoarce undeva înainte de 1 da, martie. Da, că astea durează, corect. Da, nu știu, nu-mi dau seama. Și mai ales că, da, dacă el spune că, domne, eu nu cred că am divorțat, poate nu știu. Poate nu știe, s-a întâmplat ceva între timp, dar mă îndoiesc. Nu, nu, nu. La câte apariții publice am văzut cu el, nu pare genul să se plus bage în cancanul. Plus că nu e genul de persoană mondenă. Păi adică... asta spun. Cum? Da, uite, eu dacă n-aș avea subiect într-o dimineață, cred că Aurel Tămaș ar fi unul dintre ultimele persoane la care m-aș gândi să inventez o știre despre el sau... Bă, da, uite, am observat că în ultima vreme nu prea se mai poartă mondenitățile astea de club. Cel puțin așa, când mai arunc eu câte un ochi. Se bagă foarte multă lume în zona asta de muzică populară. Văd că e la modă chestia asta. Adică hai să vedem ce se întâmplă în viețile lor, știi? Probabil știi de prin oraș pe artiștii ăștia, pop, dance și așa mai departe. Da, și na, nu prea mai... Băi, pe ăștia e... nu prea vede lumea pe ăștia de muzică populară. Da, crede-mă, câștigurile lor sunt... Aici sunt de acord. Îi bat la fund pe ăștia din... Și bat la fund și la multe altele, la numărul de spectatori și... Da, bine, asta știm și noi, dar totuși nu pare o zonă mondenă, adică nu mi se pare... Asta nu înseamnă, să ne înțelegem, asta nu înseamnă că acolo în zona aia nu există tentații, nu există amantlăcuri, nu există șprițuri, nu există, nu știu, știi? Sigur că există peste tot lucrurile astea, adică nu trebuie să fii neapărat de dorobanți. Oricum, soția lui Relu Tămaș arată foarte bine. Îmi place. Aici putem să vorbim despre sport, asta e foarte fitness. Bine. Aici trebuie să vorbim despre un model până la urmă. Adică noi mai degrabă despre doamna ar trebui să vorbim, exact. Să spunem, băi, uite cum trebuie să fie. Așa, de da fapt. Știi? Adică acum eu nu-mi dau seama că nu văd pozele, dar bănuiesc că nu este o doamnă care să fie la 20 de ani, nu? Păi sunt de 27 de ani asta împreună. Spun. Deci este o doamnă care a trecut prin viață, dar eu admir faptul că femeile care, mă rog, hai să zicem 40 plus, că nu știu mai mult, da? Având 27 de ani și copil mare, deci 40 da. Plus, au grijă de ele și arată așa. Adică este un exemplu, băi, de așa, da. Asta nu înseamnă că dacă te preocupi de tine, după trebuie vârsta să ai pe asta, cineva. Trebuie să ai pe păi cineva. Și asta este o mentalitate absolutamente, nu știu, ți se strânge creierul în cap când auzi chestia asta, știi? Se mai circulă pe net așa o vorbă că, cum să-ți dai seama că te înșeală bărbatul, se duce la sală. Păi stai, se duce la sală pentru că asta se întâmplă, se duc oamenii la sală, știi? Da, nu, sunt mentalități de astea foarte păguboase din punctul meu de vedere. Deci e bine, nu divorțează...